dublă etapa trecută, dacă am văzut eu bine, dublă și astăzi, unde te oprești? Cam puțin dacă e să motive bine dublă, că e cât mai multe, e vorba să fim mai pragmatici în fața poli, să dăm ce avem de dat, că fotbalul se joacă pe goluri până la urmă. E păcat de efortul pe care îl depunem în timpul meciului și trebuie să marcăm cât mai multe. Cum a fost meciul? 5-5? Echitabil? Având în vedere că am avut doar două schimbări, se vede când nu avem să ne schimbăm între noi și echipă foarte bună, cei de la cu care am jucat 1 decembrie. Se vede experiența și lor, că știu din ce știu, știu că joacă de foarte mult timp împreună. Noi, eu, sincer să fiu, asta e al treilea meci care joc cu băieții. Da, da, tu ai venit mai de curând, dacă am văzut pe 10 mai ai fost înregistrat. Este altele meci pe care îl joc și încă trebuie să ne încărcăm și noi, să simt ne jucăm. Care e obiectivul vostru? Sincer, cred că 1-4 din ce am zis de la băieți, dar de ce nu și promovare din primul an? Am înțeles. De competiție cum ți se pare? Nu știu sigur acum dacă tu ai mai jucat sau am vii... Am mai jucat acum vreo 5 ani, am fost cu o altă echipă care am promovat în prima. Care e diferența de acum 5 ani și acum? Sincer, în primul rând s-au mărit ligile, fur mai multe echipe. Înainte jucam la Lujerului, acum am mult mai multe terenuri. Se vede că an de an a crescut nivelul competiției. Mersi mult!